Bine că a ieșit bine, asta e cel mai important, pentru că am trăit, au fost vreo 3-4 meciuri care au fost egale spre final și un 3 cu sufletul la gură. Chiar vreau să încep să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Nu este ușor. N-am avut intensitate, dar mi-a alunecat piciorul și s-a dus în sus și când se duce în sus, piciorul e deja, nu știu, cred că... Nu știu, n-am avut intensitate. Nici nu mă interesează, e important că a ieșit bine și îmi felicit colegii pentru că au salvat un pic. Da, e, tu, în capul tău gândește că e foarte greu și nici nu mai știu, am trăit chiar cu scutul la gură și important că am luat cele 3 puncte, că am început returul bine și sperăm să o ținem tot așa. E ca o gură de aia victoria așa după seria pe care ați avut-o, s-a încurcat și CFR-ul. Da, pentru noi este foarte bine că am câștigat și trebuie să o ținem tot așa. Urmează un derby și al așteptat. Suporterii au fost supărați pe voi, am dat bine de cei care stau și au început să cânte. Da, e dreptul lor, sunt mereu alături de noi, au fost supărați și eu zic că i-am răsplătit în această seară cu această victorie. A fost grea muncită și e important să fim tot așa, cu spiritul din seara asta. Da, e important pentru că sunt meciuri spectaculoase și sunt reveniri, iar am fost pe locul 2, acum iar am revenit și sperăm să fim mereu acolo. S-au încurcat și cei de acolo de sus. Eu lucru 3, voi ce ferești rapid, așa se pare cu partea. Nu, știu că e lung. Mai e cel mai revenit. Mersi, Elis. E lung campionatul și mai e și play-off-ul. Trebuie să o ținem așa, să fim cum am fost în seara asta, cum am început. Și eu zic că va fi bine. Va fi sezonul nostru. După vorbirea de Olaru, v-a strâns aproape de zășa. Ce v-ați spus? Da, ne-am descătușat pentru că am vorbit. Și asta e important, să fim uniți. Și chiar am avut... Nu știu, o aștept orice aștept, că când greșești, trebuie să-ți vezi greșeala și să fii puternic și să demonstrezi. Teamă. Nu știu, cuvântul ăsta chiar nu... Îmi e teamă, nu mi-e frică, adică de Dumnezeu, atât. În rest, le suport pe toate. Cred că am demonstrat ce caracter am și în seara asta am avut ghinion. Păcate și îmi pare rău, dar asta este viața și fotbalul, trebuie să treci peste toate și eu zic că am avut noroc și m-au salvat băieții. Bine, deci, Dinamo. Da. Cum îl pregătiți? Da, băieții au fost destul de bine și săptămâna asta chiar decât am trecut, de meciuri am fost egalați, chiar nu e ușor să treci și băieții chiar au fost bine în seara asta, chiar ne-am și strâns acolo și am fost o descătușare și mă bucur că am luat cele 3 puncte și trebuie să o ținem. Bine, mergi cu Păi știu, de asta zic că bine că am luat cele 3 puncte și ne ține acolo în priză, vii și să fim la antrenamente cum am fost și până acum. Și eu zic că vom câștiga de. Sunt cele mai rivalii voștri, vă bucur așa că vedeți pe locul 15, gândindu-se. Sincer, nu știu pe ce loc sunt. Acum chiar nu o zic că să-i jignesc cu ceva, chiar nu știu. Știu că este un derby și așa va fi mereu. Nu contează pe ce loc suntem și noi a fost jos. Și tot a fost derby și îi respectăm și de-abia așteptăm acest meci. Mulțumesc!